Pe frumoasa din poarta României, Denisa Dedu, așteaptă provocarea vieții. Moș Crăciun va veni la handbalistă cu cel mai frumos cadou, un bebeluș. Denisa Dedu a trăit ca într-un roller coaster ultimele luni. S-a căsătorit și a primit și vestea cea mai mare. Va deveni mămică la 27 de ani. Mi se pare cea mai mare realizare, mai presus de cele sportive. Mi-am dorit să fiu mămică tânără. Denisa va avea un băiețel. Sunt șanse mari să nască chiar de Crăciun. Asta clar că e un job de full time. Frumoasa din poarta naționalei are mare grijă de corpul ei și în sarcină și n-a renunțat la sală. Îmi face bine și nu e nimica periculos. Denisei Dedu îi dor și de handbal. Vara viitoare vrea să revină și să ajute România să se califice la Jocurile Olimpice. Ea va merge cu bebelușul la antrenamente. Ne vom adapta. Nu o să fie ușor. Soțul Denisei e tot handbalist. Cu siguranță o să petreacă mult timp în sala de handbal.